și anume Mirela Nemțanu, din 2016. Ea este director executiv al Asociației Hospice Casa Speranței. Cu Mirela ne-am întâlnit și ieri și mă bucur că a revenit astăzi alături de noi. Anterior acestei poziții, Mirela a făcut parte din echipa L'Oréal România în calitate de Corporate Communication, Public Affairs and Regulatory Affairs Manager și membru în boardul companiei. Are o experiență de peste 17 ani în domeniul marketingului, comunicării și al responsabilității sociale. Din 2003 s-a dedicat activ și voluntar susținerii proiectelor de CSR ale companiilor din care a făcut parte sau ale organizațiilor partenere. Cum vă spuneam, Mirela Nemțanu alături de noi. Mirela, te invit alături de mine. Și de asemenea și Mihai Mănescu este alături de noi. Despre el vă pot spune că are o experiență de peste 15 ani ca scenarist și producător de film, doctor în cinematografie și media, specialist în comunicare. El s-a alăturat echipei Hospice în anul 2016, coordonând campania de strângere de fonduri și renovarea centrului sociomedical Hospice de la Adunații Copăceni. Din 2017, Mihai a preluat funcția de manager de comunicare și brand a organizației. Totodată este și responsabil cu strategia de comunicare pentru Hospice și cu realizarea conceptelor creative și a implementării diferitelor campanii de comunicare pe care organizația le-a pus în practică în ultimii ani. Mihai Mănescu, ne bucurăm că ești alături de noi. Și mai avem și cel de-al treilea invitat, care va fi alături de noi prin intermediul unui apel video. Ei bine, îl cunoaștem în mod cer din online, Matei sau Romania, precum ne este cunoscut. Este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut video din România. Este și antreprenor, dar și scenarist și regizor. A studiat în Los Angeles și s-a întors în România ca să încerce un domeniu neexploatat la vremea respectivă, și anume entertainment în online. Cum vă spuneam, entertainment în online. El are peste 1 milion de urmăritori pe social media și show-uri de stand-up la sala Palatului și este printre cei mai influenți creatori de conținut din țară. Va intra în curând alături de noi. Până atunci, dragilor, bine ați venit, Mirela, Mihai. Bine te revedem. Exact, bine ne revedem și sunt entuziasmat și nerăbdător să vă ascultăm. Cum am zis, bine te revedem, bine. Cei care ne ascultați. Mie personal îmi face o mare plăcere să fiu astăzi la această zi de marketing, pentru că, așa cum ai spus și tu, ca formare sunt om de marketing și marketingul recunosc că mi-a rămas așa ca o iubire la suflet, bine implementată acolo. Și în plus, astăzi vrem să vă vorbim de un proiect frumos, special, care sper să trezească interesul celor care ne urmăresc, pentru că, apropo de marketing și de această iubire pe care eu o simt față de marketing, știu că tot timpul este această presiune de a găsi proiecte interesante, aparte, care reușesc să transmită un mesaj puternic și care, în plus, să fie speciale. Și ce am văzut eu și ce am simțit eu la oameni de marketing, mie un șef mi-a zis odată mai de mult, mi-a zis așa: Mirela, dacă un om de vânzări îmi greșește ceva, e ok, că repară în relația cu partenerul respectiv și gata. Dacă tu nu eu ca departament de marketing, dacă tu îmi greșești ceva, e nasol că ne știe toată lumea. Și atunci știu că oamenii de marketing au această frumusețe și totodată presiune a găsi metoda perfectă de a transmite un mesaj credibil, frumos, aparte, deosebit. Acum, sper că asta vă propunem noi astăzi, un proiect deosebit al Hospice, care, pe lângă frumusețea și unicitatea lui, de care o să vă povestească Mihai mai multe, pentru că știe mai bine, mai are ceva aparte. Este un proiect complet caritabil. Este un proiect care are ca unic scop susținerea serviciilor oferite de Hospice Casa Speranței și profit un pic de acest moment pentru a reaminti. Serviciile pe care noi le oferim sunt servicii de îngrijire paliativă acordată copiilor și bolnavilor adulți care au atât un prognostic limitat de viață cât și o boală incurabilă. Toate serviciile pe care noi le oferim sunt gratuite pentru pacienți și antrenează extrem de multe resurse. Avem 250 de angajați, avem 2 spitale, avem o grămadă de servicii pe care le oferim pentru pacienții noștri gratuit, cum am zis. Asta înseamnă că permanent avem nevoie să strângem sumele necesare pentru oferirea acestor servicii. Acum, eu sper că Hospice de-a lungul anilor a demonstrat că face lucrurile un pic altfel. Așa va fi și proiectul pe care o să-l ascultați altfel. Și este un proiect care, pe lângă frumusețea lui, de care spuneam că o să vă povestească Mihai,
are și această componentă caritabilă, care îl face cu totul și cu totul deosebit și care sper eu să schimbe mentalități. Dar las pe Mihai să povestească, că știe el mai bine despre ce e vorba. Da, bună seara. Deja văd că este seara afară, așa că o să trecem direct la subiect. Văd că și Matei ni se alătură în curând. Noi în această seară la Zilele Biz vrem să vă povestim despre un proiect, așa cum spunea Mirela, inedit. O campanie mai out of the box pe care o pregătim pentru anul 2021 și așa cum probabil că de-a lungul anilor ați văzut că au existat concerte caritabile, piese de teatru caritabile, noi am zis împreună cu Matei, care este partenerul nostru în această nebunie, să facem un prim film caritabil. Ideea de a face un film despre, de ficțiune despre hospice, Casa Speranței și despre povestea unei tinere paciente, pentru că vorbim de o poveste a unei fetițe de 12 ani care suferă de cancer, mi-a venit în momentul în care aveam în față una din marile provocări pe care hospice le are în momentul în care vorbim despre comunicare. Faptul că este o cauză grea, oricât de mult ai încercat să vorbești, depinde, dacă vorbești cu optimism, s-ar putea să te acuze lumea, dumneavoastră, dar totuși hospice este o cauză grea, nu vorbim cu optimism despre cauza asta. Dacă vorbești prea pesimist, după aia devii cazi în patima cealaltă și ești un pic tragic și nu despre asta este vorba în hospice. Și atunci a venit această idee de a face publicul să experimenteze povestea hospice dintr-un punct de vedere extrem de family friendly, dacă pot să-i spun așa, de comercial. Și spunem povestea unei fetițe care suferă de cancer și care prin intermediul unui copac fermecat, aflat la noi la hospice, în centrul de la Dunații Copăceni, trece într-o călătorie fantastică în Humuleștiul lui Nică, în Amintiri din copilărie, celebra carte scrisă de Ion Creangă. Astfel folosim realismul magic pentru a transmite un mesaj extrem de puternic și cumva să sintetizăm valoarea principală a hospice, acel value prop al hospice-ului, prețuim fiecare clipă de viață. Proiectul a fost extrem de complex, am avut mare noroc să putem să-l filmăm anul acesta cu ajutorul foarte multor parteneri, prieteni care ni s-au alăturat. Vă spuneam, va fi o campanie de strângere de fonduri în care ne dorim ca fiecare bilet încasat din cinema să devină o donație pentru Hospice Casa Speranței. Principalul partener care, alături de care am creat acest film este Matei Dima și prietenii noștri de la Global Records și o să las pe Matei să spună așa un pic povestea cum s-a alăturat proiectului acesta în care noi credem foarte mult și care credem că va schimba, așa cum spune și Mirela, mentalității. Salut! Scuze, sunt într-o cameră la niște prieteni și sunt pe telefon, dar cum au povestit și Mirela și Mihai, este o cauză foarte specială și pentru mine și pentru, ia uite ce frumos scrie acolo, actor, scenarist, producător și regizor. Uleu, zici că mama mi-a dat descrierea aia. Da, pentru mine este o cauză specială, bineînțeles, pentru că am vizitat hospice-ul, am fost acolo, i-am cunoscut pe copii deja de ceva timp și era și o ocazie, să zicem, când am citit scenariul prima oară, am văzut locurile optime unde eu pot să vin cu know-how-ul meu, că înseamnă, ce înseamnă know-how? Să poți să faci dintr-un buget, cât puteam noi să adunăm, să iasă, să arate mai bine, că puteam să vin și cu o atmosferă mai light într-o poveste care de altfel este foarte grea, dar să o facem cât mai digerabilă și acest mesaj să ajungă într-un mod, zicem noi așa, ca un fel de carusel către audiență, adică să dăm și speranță, că până la urmă e Hospice Casa Speranței. Și cred că am reușit. Adică nu că sunt, acum o să puteți spune că fac marketing, dar s-au întâmplat niște lucruri total, așa cum, total, nu numai că surprinzătoare, dar
parcă cineva de sus de acolo a vrut ca noi să facem filmul ăsta și să ne iasă până la urmă. S-au legat niște lucruri fabuloase, surprinzătoare și aș spune eu cu un element de magie așa puțin, deoarece erau foarte multe impedimente de care am trecut împreună, pentru că a fost această sinergie între oamenii care au făcut filmul, în echipă, actorii, au fost toți, toată lumea a dat un 15-20% peste cât ar fi trebuit să dea. Unii au dat și mai mult. Na, Mihai știe că și-a dat mai mult de 100%, a dat din ce cât poate pentru a duce proiectul la bun sfârșit. Și eu sunt foarte entuziasmat să văd ce a ieșit de acolo. Mi se pare că este un film este un film comercial, în primul rând. Asta e important, pentru că, până la urmă, scopul este să strângem bani pentru hospice. Și e un film de la care oamenii o să plece cu speranță, după cum am zis. Asta vroiam să spun și eu. Mihai este scenarist, Bro este în domeniu. Eu nu am această expertiză cinematografică, eu văd doar ca un simplu consumator implicat în cazul ăsta și la modul subiectiv. Dar ce pot să spun este că noi am încercat, cum a spus și Bro, și acest film va fi un produs comercial care are o cauză frumoasă în spate, dar este un produs comercial care trebuie să ofere valoare partenerilor noștri care vor fi alături de noi în acest proiect. Și valoarea este în primul rând din poveste, din calitatea produsului și pot să vă spun că noi am încercat să lucrăm pe fiecare direcție în parte cu cel mai bun din domeniul respectiv. Fie că vorbim de producție, regizori, imagine, actori, fiecare a fost atent selectat și implicat astfel încât să ofere, cum am spus, un produs de calitate. Și ce mi-a plăcut este că pe parcursul celor 22 de zile de filmare, care au fost foarte intense, am fost, ca să zic așa, verificați de diversi parteneri de-i noștri și toți au spus că li s-a depășit orice fel de așteptare o aveau în privința acestui film. Da, noi suntem subiectivi, suntem implicați, dar știu că va fi un film de succes. Sper să fie un film care să bată toate recordurile. În general, când vorbim de film independent în România, lumea se așteaptă la un low budget filmat, poate cu camera din mână sau cu camera pe umăr. Nu ne-am dorit chestia asta, deși bugetul a fost extrem de restrâns și s-a datorat sponsorilor și partenerilor care s-au alăturat în proporție foarte mare pro bono. Valoarea filmului, adică dacă ar fi fost fiecare om plătit cum trebuie și nimeni n-ar fi venit pentru cauză, pentru că până la urmă este un film caritabil și lumea a venit și pentru mesaj și pentru ce încercăm noi să facem, valoarea ar fi undeva pe la, calculasem noi așa, cam 700.000 de euro. Deci e o producție propriu-zisă, va fi un film de cinema. Deci când spunem film independent, asta mi-ar plăcea ca viitorii parteneri, pentru că nu ascundem faptul că ne dorim să mai atragem alături de noi parteneri. Este un fundraiser până la urmă, este ocazie de vizibilitate premium și maximă și prin prisma parteneriatului cu Matei și cu Global Records și Influencers. Credem că orice partener se va alătura acestui proiect, se va alătura unui produs premium de Hollywood, cum ne place nouă să spunem. Și știu că Matei vrei să completezi și scuze că te-am întrerupt. Da, pentru ai punctat foarte bine. Eu cred că cu cât o să ne apropiem mai mult de premiera filmului, cred că sfatul meu o să fie să renunțăm ușor ușor la cuvintele caritabil și independent, pentru că filmul ăsta și cuvintele astea, de fapt, pun în mintea privitorului, îi duc într-o zonă care nu face justiție filmului nostru. Mă rog, eu traduce din engleză direct, dar înțelegeți voi. La modul că filmul, într-adevăr, s-au salvat foarte mulți bani, pentru că foarte mulți oameni au venit și au lucrat gratis. Valoarea lui e mult mai mare decât cea pe care noi am obținut-o. Iar brandurile, și aici intrând și chiar și hospice-ul și Kaufland și cine a mai fost, au înțeles că se pot integra în filmul ăsta și se poate da informație, se poate da un feel, se poate da un awareness al lor, fără să fie foarte in your face, dar cât să aibă succes. Ca o reclamă foarte bună și foarte fină, dacă vrei. Adică nu vă imaginați că e ceva cum vedeți multe reclame care îți dau informații așa, gen.
Adică o să vedeți că sunt integrate foarte fin și se dau mesajul ajunge fără să te scoată din film, dacă vrei, știi, să simți că aoleu, sunt la un documentar, sunt la o reclamă. Nu, niciodată. E un film artistic hollywoodian, cum a zis și Mihai. Și film care a trecut de la stadiu de proiect pe hârtie, cum a fost destul de multă vreme, pentru că a fost nevoie de o logistică și de o gândire foarte bună pusă la punct în spate. Și aici, Matei, țin să-l mulțumesc în mod special, pentru că poate dacă n-aveam determinarea lui Matei alături de noi și cunoștințele din domeniu, poate că nu am fi reușit să ajungem aici acum. De fapt, cred că n-am fi reușit, cu siguranță. Și filmul a fost filmat, asta este important. În schimb, mai sunt foarte multe lucruri de făcut pe partea de postproducție, distribuție, o grămadă de alte elemente. De aceea, cum s-a spus, da, noi suntem în continuare în căutare de parteneri care pot nu numai face parte dintr-un film minunat, ci pot și susține o cauză și pot cumva împușca doi iepuri dintr-un foc, ca să zic așa. Pentru că știu că oamenii de marketing tot timpul caută proiecte aparte. E, iată, acum aș vrea să cred că avem un proiect aparte și mi-a plăcut că Irina Margareta Nistor spunea la un moment dat, ea fiind și ea prezentă în acest film, alături de alte nume repere în lumea cinematografiei românești, Irina spunea, în sfârșit o să avem și noi un film românesc, să nu ne fie rușine cu el la festivaluri. Și m-am bucurat feedback-ul acesta. Aici aș mai puncta că noi ne-am dorit să facem prima dramă comercială. Filmul este, nu l-aș numi dramă 100%, este o dramedie, are elemente mai light, v-am zis, și mai comice, și personajul meu și personajul interpretat de Cosmin Nedelcu au latura asta tocmai menită să facă lucrurile mai line la un moment dat așa. Dar din filmele românești de artă dramatice care ne-au reprezentat și au câștigat peste tot la festivaluri, dintotdeauna mi s-a părut că lipsește și această zonă de băi, tot dramă e, dar hai să fie comercială, hai să fie digerabilă, hai să înțeleg mesajul, hai să mă bucur de drumul ăla mai mult. Până acum s-au făcut ori filme comice foarte comerciale, ori au fost făcute aceste drame de festival. Și noi suntem la mijloc. Și ca tot spuneai de oameni implicați, avem alături de voi, de tine și de Cosmin Nedelcu, de Micuțu, cum îl știe toată lumea, avem și actori de calibru în teatru și filmul românesc, este un Teodor Corman. Nu doar de ăștia de internet. Știu că așa sunt categorisiți. Voi sunteți aia de pe internet. Nu suntem, tu ai zis. Nu vreau să menționez de domnul Corban, care e unul din actorii cunoscuți de pe scena românească. Vreau să vorbesc de Ada Condescu, care e alături de noi. Și, de fapt, vreau să vorbesc despre Maya Prediger, care este fetița de 12 ani, care joacă rolul principal. Și care a fost o mare surpriză pentru absolut noi toți cei implicați în acest proiect. A fost alături de noi la filmări, cot la cot cu echipa, și face un rol pentru care probabil dacă ar fi în America, sky's the limit, o fetiță despre care eu personal cred că veți mai auzi. Și așa cum ai spus și tu, Matei, am avut alături o echipă minunată, regia lui Andrei Huțuleac, imaginea lui Mișu Ionescu, partea de producție, partenerii noștri de acolo, Orbitor, care au fost omniprezenți și care ne-au ajutat extrem de mult cu tot ce înseamnă logistica, partenerii de la Chainsaw, care ne asigură partea de postproducție, și nu în ultimul rând aș vrea să o menționez pe Anca Truță și Vertical Entertainment, care sunt distribuitorii acestui film. De altfel și garanția noastră că filmul va fi prezent în toate cinematografele din România. Și cred că acest mix de oameni buni și faini din industria cinematografiei, cumva faptul că ne-am strâns cu toți în jurul acestei idei și acestui proiect de suflet până la urmă pentru toți, va genera niște rezultate foarte bune. Iar eu țin să mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere, de la Mirela și ție, fără voi probabil că proiectul ăsta rămânea pe hârtie.
Și ce mai apreciez eu la acest proiect, cum am spus, pe lângă frumusețea lui, care, credeți-mă, nu sunt vorbe în vânt, va fi un moment când sper că toți cei care ne urmăresc vor vedea acest film și se vor convinge. Noi tot timpul am avut această problemă de acceptanță în România, pentru că ne place, nu ne place, avem un nivel de educație și toleranță scăzut, l-aș spune, mai ales dacă e vorba de persoane bolnave. Ori acest film, ce sperăm noi, cum spunea Matei, este o dramă și comedie, îți face mesajul transmis foarte uman și îl simți, îți place, îți face plăcere să-l vezi. Și atunci, tocmai prin, și aici s-a simțit mâna lui Matei foarte bine de a transmite mesajul către public, și tocmai pentru că este într-o formă în care îl accepți frumos, noi prin asta sperăm să schimbăm mentalități, pentru că, de fapt, așa cum s-a spus, este povestea unei fetițe care se luptă cu o boală incurabilă. Asta este povestea a sute de mii de oameni din România. Iar momentele prin care va trece personajul nostru sunt, de fapt, momente cu care se confruntă extrem de mulți oameni din România și care nu sunt înțelese și nu sunt susținute. Iar noi sperăm prin acest film, într-o manieră frumoasă, pentru că este un film de familie, cum spunea Matei, într-o manieră frumoasă, de fapt, oamenii să plece de acolo cu un gând, să plece cu bucuria că au văzut un film frumos, de calitate, să plece cu bucuria că au ajutat, dar și cu un gând că lucrurile trebuie făcute altfel. Și pentru a aduce la îndeplinire acest gând, reiterez mesajul că ne dorim să avem cât mai mulți parteneri alături de noi, pentru că scopul filmului, cum am zis, pe lângă frumusețea lui, pe lângă mesajul pe care noi dorim să-l transmitem la nivelul societății, scopul este de a ajuta serviciile hospice. Iar pentru asta avem nevoie de cât mai mulți parteneri să fie alături de noi, pentru că banii obținuți toți se vor duce în serviciile noastre. Și țin și eu să mulțumesc public lui Mihai pentru viziunea și imaginația lui și lui Matei, cum am spus, pentru determinarea lui, fără de care probabil că lucrurile nu s-ar fi întâmplat. Dacă vreți să mai ziceți ceva, acum e momentul, pentru că mai sunt puține secunde și apoi ne dau afară de pe scenă. Eu sau sunt oameni acolo? Eu nu știu cum e acolo. Sunt. Dar e ok, nu ne urmărește mulți? Nimeni. De multă lume? Sunt ceva oameni, să știi. Am înțeles. Îți dăm ție cuvântul de încheiere, Matei. Câtă presiune. Eu... Pentru mine îmi place să vorbesc despre un proiect înainte să fie gata. A funcționat la celelalte filme pe care am avut plăcerea să le produc, pentru că arunci așa niște, e ca o momeală pe care o dai. Băi, veniți și după aia vii cu un poster, vii cu un trailer, oamenii sunt din ce în ce mai curioși și dacă le dai un produs care să se ridice la nivelul așteptărilor pe care le-ai ridicat, atunci ai un hit în mână. Eu nu pot zic decât că sunt foarte entuziasmat să prezint primele materiale, pentru că alea o să vorbească mult mai mult decât cuvintele pe care noi le aruncăm acum. Și sunt sigur că orice așteptări ați avea, când o să vedeți ce am reușit să scoatem de la poveste, actorie, imagine, chiar și marketingul pe care îl pregătim pentru filmul ăsta, o să fiți impresionați. Și, după cum a zis și Mirela, acum fiecare e cu jobul lui în toată gașca asta, hospice în continuare o să aibă nevoie de sprijin, filmul ăsta o să aibă nevoie de sprijin din partea posibilor sponsori și așa mai departe. Deci, oricând iese trailerul, sper să vă alăturați cauzei noastre. Dragilor, eu vreau să vă mulțumesc frumos pentru că ați fost astăzi alături de noi și ați acceptat invitația noastră. Nu, ne place oricând să vorbim de hospice, deci dacă vreți, venim și mâine. Venim. Am glumit. Vă reamintesc cu Mirela, ne-am întâlnit și era așa că Mirela, îți mulțumim frumos. Mihai, mulțumesc frumos. Matei, mulțumim frumos că ai fost alături de noi prin apel video. Eu mă uitam la tine, stăm cu spatele la tine, așa de bine m-am gândit. Ia să mă întorc aici e totul în regulă. Și dragilor, acestea fiind spuse, noi am ajuns și în punctul în care
încheiem această frumoasă zi. Vă reamintesc festivalul zilelor Biz. Astăzi am avut ziua dedicată Media and Marketing și ce zi frumoasă a fost. Și iată că încheiem această zi cu speranță. Așteptăm cu nerăbdare să vedem și să urmărim filmul. Și cel mai important, vă propun să susținem misiunea și tot ceea ce fac oamenii implicați în Hospice Casa Speranței, pentru că este o misiune foarte frumoasă pe care ei și-au asumat-o și merită toată susținerea noastră, atât la nivel personal, ca să spunem așa, să fie clar, în calitate de persoane fizice, cât și la nivel de companii. Ne povestea ieri Mirela că putem să redirecționăm 20%, corect, din impozit, exact, așa că mai multe informații cu siguranță găsiți pe Hospice Casa Speranței. Alex Recu sunt eu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată partenerilor noștri, și anume Telecom, Skoda, Alba Lact, Good Routine, Campofrio, KFC, Nespresso, Siviero Maria, Diverta, OVN și Red Line Contract. Aceasta a fost ziua de media and marketing. Mâine suntem în ultima zi a zilelor Biz, și anume cea dedicată CSR. Abia aștept să ne reîntâlnim, desigur, tot de la aceeași oră, ora 11, aceeași pagină, o știm foarte bine, și anume pagina de Facebook a revistei Biz. Până atunci, vă propun să rămâneți în continuare cu poftă de media and marketing și să aveți o după-amiază deja foarte frumoasă. Mulțumim că ați fost alături de noi!